Iernile cu zăpezi abundente ca în povești sunt bucuria agricultorilor și disperarea edililor care sunt nevoiți să facă cheltuieli importante pe dezăpezire. Primarul municipiului Roman, Lucian Micu, a declarat că cele mai multe cheltuieli pe acest tip de servicii s-au efectuat în luna ianuarie, care a fost și cea mai grea din această iarnă din cauza volumului uriaș de zăpadă căzut, cel mai mare din ultimii 5 ani. Factura pentru serviciile de salubritate, incluzând și dezăpezirea, s-a ridicat numai în luna ianuarie la 590 de milioane de lei, cheltuială care a pus o mare presiune pe bugetul local. Da, pentru luna ianuarie a fost de 590.000 de lei. După cum bine știți, luna ianuarie a nins foarte, foarte mult. Am și încărcat foarte mult zăpadă din 180 de camioane de zăpadă ce am cărat din Roman. Dacă bine știți, dumneavoastră tot mă mai întrebați când mai cărăm zăpada și de acolo și de acolo, din diferite zone. V-am spus că toate aceste operațiuni generează costuri și noi trebuie să fim atenți la costuri. Cu atenție la costuri, e important să menținem orașul curat. Eu zic că l-am menținut pentru circulația în condiții de siguranță pe perioada celor căderi masive de zăpadă și cu acele condiții medio cu viscol, însă e drept că toate aceste lucruri generează și costuri, însă sunt lucruri asumate și care au fost prevăzute în buget până la urmă. Și în luna decembrie, factura pentru operatorul de salubritate a fost destul de ridicată, incluzând serviciile de salubrizare ale municipiului și de combatere a poleiului. Noi am intervenit pentru polei și în luna decembrie, am intervenit și în luna ianuarie, cu siguranță vom interveni și în luna februarie. Ideea e că, indiferent că vorbim despre dezăpezire, indiferent că vorbim despre polei, aceste utilaje tot trebuie să funcționeze și trebuie să intervină. Și toate aceste intervenții, sigur că generează și costuri. Edilul șef a vorbit despre acțiunile municipalității în cazul unor ierni cu zăpezi abundente, când prioritare sunt lucrările de degajare a căilor principale de acces, a parcărilor și trotuarelor, precum și de evacuarea zăpezii din intersecțiile importante ale municipiului. E clar că trebuie să ridicăm zăpada și nu putem să lăsăm, cel puțin în zona instituțiilor, în zonele centrale, să eliberăm acele spații de parcare și căile de acces. Însă nu putem interveni pe fiecare alee, pe fiecare stradă să ridicăm zăpada, pentru că, așa cum vă spuneam, generează costuri. Sigur, a nins. Luna ianuarie chiar a nins și a fost una din cele mai mari căderi de zăpadă, așa cum vă spuneam și în trecut. Pentru noi prioritatea a fost să menținem circulația în condiții de siguranță pe raza municipiului Roman și să creăm principalele canale de circulație în oraș, cel puțin în acele zile când viscolea foarte tare. Pentru că am avut situații în duminica aceea când am ieșit de 3 ori într-o zi. Vă aduceți foarte bine aminte cât de tare viscolea. Și dacă nu interveneam așa cum am intervenit, orașul rămânea blocat și iar nu era bine. Adică trebuie să facem un pic un echilibru între costurile pe care trebuie să ne asumăm până la urmă și circulația în condiții de siguranță. În luna decembrie și acum în luna februarie am intervenit și pentru îndepărtarea poleiului, pentru a interveni cu sare, pentru a nu avea accidente de circulație. Am intervenit inclusiv pe trotuare. Deci, practic, toate aceste lucruri generează costuri, dar importanța și sănătatea și siguranța este cea mai importantă, pentru că odată accidentat sau lovit sau ferească Dumnezeu alte accidente, e mult mai grav. Lucian Micu a declarat că în iernile foarte grele, comandamentul local se întrunește foarte des încercând să facă un echilibru între costuri și scopul acțiunilor de dezăpezire, care este legat de asigurarea unei circulații în siguranță atât a mașinilor cât și a pietonilor. Păi da, plecați de la premiza că în luna decembrie am avut și, nefiind zăpadă, am avut situații de polei, plus am avut operatorul de salubritate care a făcut curățenie pe oraș. Adică nu luați în calcul numai dezăpezirea, luați în calcul acțiunea de salubrizare a orașului. Deci nu privește strict și iar în aceste 5,9 miliarde intră și salubritatea. Deci nu intră numai activitatea strict de dezăpezire. Curățenia de pe străzi, sigur că
Primarul Lucian Micu a atras atenția că există ierni în care cheltuielile de deszăpezire, care se fac din același cont cu cele de salubritate, sunt mai mici, în cazul în care nu prea ninge și că, analizate pe 2-3 ani, ele se echilibrează oarecum. Conducerea primăriei va acționa și pe viitor în raport cu situația reală din fiecare iarnă, asigurând, ca și până acum, un oraș în care circulația să nu fie strangulată de depunerile masive de zăpadă.